Bine v-am regăsit, prietenii, la un nou mirobolant episod de Mine City. Astăzi, nocivanul detectiv asasin plătit pe zonă. Hai să începem blană. Doar ce m-am întors și eu dintr-o mini excursie și sunt gata, prieteni. Am foarte, foarte multe planuri. Vreau să începem astăzi construcția celei mai securizate case din Mine City. Deci o să fie casă din aia înconjurată cu lavă, casă cu uși, cu recunoaștere facială, adică nu mai intră oricine în casă, doar eu pot să intru, cesturi securizate, camere secrete, toate nebuniile, dar o vom lua încet. Pentru început voi distruge tot ce am. Adică această casă ciupercă a stat prea mult aici, nu mi se mai potrivește, va dispărea copacii, toate băncile pentru că o să vedeți ce va urma. Până la finalul episodului vom avea lavă pe aici de jur împrejur pentru că trebuie să fie o casă securizată să nu poate intra nimeni decât dacă îi permit eu să intre. Poate voi pune și un mic parcurs doar cei mai experimentați să poate intra. Pe lângă asta mai avem foarte, foarte multe chestii, spre exemplu, îmi voi lua salariu, pentru că Pink aparent mi-a mai dat niște bani pentru salariu. Vedem imediat cât, N-am deschis încă, sunt super, super curios. După care mergem până la magazin pentru că, cică, sunt ceva vânzări acolo așa și trebuie să punem costume noi, să facem restock la magazin, practic. Pe lângă asta mai avem multe, multe altele, așa că stați alături de mine, se vor întâmpla prea multe azi. Vom discuta și legat de... A, aici mai avem o surpriză. Vom discuta legat de mafia lui Zasami, ce planuri mai am pentru viitor, cum voi intra în mafia lui și dacă voi fi alături de el sau nu. Încă am dubii mari. Pentru că am văzut că au intrat ceva membri noi în poliție. l avem pe Luca Luc, avem cine mai este? Silent, cred, și Insanity. Să văd cum mă înțeleg cu poliția, dacă voi continua cu poliția sau nu, dar în mafia lui Zasami sigur voi intra sau cel puțin la început mă voi angaja acolo și să îl fac de bani pe Zasami, să mă îmbogățesc și bineînțeles, dacă mai vrea să mă angajeze altcineva, vom vedea. Bun, hai să facem în felul următor. Camera secretă o știți deja, da? Așa arată dacă cumva ați ratat-o. Uitați-vă cât de șmecheră este. M-am gândit să scot aurul ăsta și iron să pun diamante pe jos și gold, block of gold pe aici. Da, nu știu, mi se pare mai interesant așa. Închidem baza asta secretă care e nimic în comparație cu ceea ce va urma, dar va trebui să muncesc destul de mult, doar să distrug tot va dura o grămadă. Hai să deschidem și surpriza de aici pentru că sunt, a, ați văzut deja, sunteți curioși, probabil avem cal schelet. Pentru cei care nu știu, este destul de rar, trebuie să fie vreme nașpa și în timp ce am pregătit eu episodul să, na, să mă gândesc ce facem și toate alea. Uh, ce să vezi, a venit calul aici și era deja, uh, bine, era vreme nașpa, trăznea și toate alea Și l-au mai trăznit încă o dată pe calul schelet aici Și au apărut patru cai scheleți cu niște scheleți cu arcuri înceantate la ei Și a fost o bătaie destul de mare, a fost nebunie Bun, hai să facem în felul următor Prima și prima dată vreau să vedem ce salariu am primit de la vechiul primar I Hate Pink Știm că ține cu noi și dă doamne să fie mulți bani aici. Scrieți acum în comentarii câți năsoși credeți că mi-a lăsat Pink cadou, adică salariul nu cadou. Și bineînțeles, like cu blană dacă încă nu l-ați dat. Hai, 3, 2, 1, bum! What? Cât mă? 140 de năsoși? Ok, asta e nebunie. Pe păi cât am frate aici? Punem ăștia 100, dă încolo de vagi, bam, bam. Uitați-vă și câte diamante și gold am. Sunt milionar sau salată. Avem peste 200 de și acolo, peste 800 de diamante. Îi nebunie. A, da, și stați un pic să vedeți aici o șmecherie. Mașinița asta nu prea am folosit-o, dar e foarte, foarte bună. E un pic stricată, într-adevăr, dar nu contează. Toane cât de șmecher arată în ea. Și are un mic defect, totuși. Nu poate, nu poate să urce un bloc măcar, dar măcar avem aici trotuare și ne descurcăm. S-au întâmplat foarte multe cât timp am lipsit eu și uitați-vă, există căruțuri, pe aici cărucioare, aici avem magazin nou, e ceva tarabă, nu știu a este. Aici văd că va avia țanu și hai să vedem dacă cu adevărat am făcut sau nu vânzare. 3, 2, 1, BOOM! Pă, +10 20 și încă 20. Avem 40 de năsoși, atât de easy. OK. Asta e prea tare. Uh, am uitat să iau costumele la mine. Mă duc să le aduc și să facem ristocul. Mă simt în asta exact ca la mașinuțe în parcul de distracție. Uh, foarte important, fiți atenți. Cei care nu înțeleg exact care e jobul meu în momentul de față, pei sunt asasin plătit și dacă cumva cineva are de plătit o poliță. Adică, practic, dacă cineva vrea să se răzbune... Am ucis eu de bă de afară, vine sfârșitul lumii. Da, deci după cum ziceam, dacă cineva vrea să se răzbune, vine la mine. Sunt și detectiv dacă vrei să cauți niște chestii pierdute sau informații despre cineva. Dar dacă vrei să te răzbun pe mine, vii, mi-ai dat 50 de năsoși, 100, depinde de țintă, mă duc și când pun ochiul în lunetă, curăț tot de pe planetă. Păi cum să nu? Bun, bun, bun. Ok, vreau să las bani aici pentru, pentru, un moment. Da, avem deja vreo, nu știu, 250 de năsoși. Prea easy. Sunt prea milionar. A, da, și trebuie să iau backpack-ul. Cred că este... Mama, am aici prea mare nebunie, trebuie să fac curat. Cred că e ăsta. Ăsta ar trebui să fie. Da, 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 bun. Uh, uite, încă o chestie șmecheră. Doar că păcat că nu poți pleca. Dar eu pot urca direct în avion de aici. Și era fain dacă puteam și pleca cu el. Hai să dăm o tură cu avionul, prieteni. Să-l mai și folosim. Deși nu prea am eu combustibil. Ah, mai bine, nu, 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 lasă-l aici. Lasă-l aici mai bine. Chiar stai să-l pun sus pentru că voi avea nevoie de el să mă duc după lavă. Da, ați auzit bine, voi avea nevoie de foarte multă lavă. Ok, îl punem acolo, no problema, amigos, și-și Bine, mă! Să vă povestesc puțin despre planurile mele cu mafia lui Zasami Vreau să, nu ne neapărat să intru în mafie Poate pe viitor vedem Dar, momentan, vreau să colaborez cu el Pentru a face rost de mulți bani Asta mă interesează pe mine Hai să vedem ce lipsește de pe aici uh, Cred că aș putea vinde un costum de hoți Ok Deci, da uh, Vreau să fac bani din mafia lui Zasami, că știu care are mulți bani. Iar după o mai vedea, în funcție de cum mă înțeleg cu Zasami, în funcție de cum colaborăm și așa mai departe, vom face mai, mai, multe chestii cu mafia. Pam, pam, hai să punem și un costum de bucătar. Știu că ăsta se va vinde sigur. Dar sunt ce costume s-au vândut, că nu mai știu ce aveam pe aici. Mai am mov, negru, galben, roșu. Mai am costum roșu? Nu. Dar hai să vedem ce alte costume bune mai am. Bun, 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 cât de cât s-a făcut ristocul și acum să vine youtuberii să-și spargă banii aici și să mă îmbogățesc eu, doamne ajută. Uitați-vă câte alte chestii s-au mai făcut pe aici. Acvariu. avem TV funcțional în Minecraft, ceea ce e destul de șocant. Avem chiar și, din asta, cum îi zicem... Fântâna arteziană, da, 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 pe aici nu cred că s-a mai făcut mare lucru, dar în partea de jos are Luca Luc magazinul de mobilă, știți despre el, Casinoul Lucu Sanity, uh, în partea de sus sunt modificări imense, hai că mai merge și mie serverul dacă e, și avem pe aici restaurante, prieteni, chiar eu vând aici, Uf, frumos, Mamă, vreau și eu să iau ceva, ce mi-au, -mi n-am la mine, dar aici se vinde înghețată toate nebunile din lume, Uite cât de fain arată uh, florile astea. Vreau să-mi pun și eu din asta de open. Camere de filmat, tot ce trebuie. Aici un KFC. Nice, arată interesant. Aici magazinul lui Luca Luc. Cu părere de rău vă anunț că îmi voi distruge absolut tot. N-am ce face, asta e viața. Uh, da, hai să începem. Deci, cred că ar trebui să începem cu Casa Ciupercă. Stai un pic să-mi iau avionul. Voi pune avionul undeva în zona asta să nu-l pierd sau ceva. Cine știe ce nebunie fac. Așa că îl pun aici. bum, Avem avionul în siguranță. Iar în rest, hai să începem, prieteni. Fiți atenți. Atenție la neatenție. Avem lopata aceasta care va face minuni. Pentru că eu va trebui să mă duc așa. Atâta vreau să pun lavă, ok? Asta stai că nu mi sparge bine va trebui, gata, știu, știu tu ce trebuie să fac. Trebuie să dau tot timpul aici. Boom. Da, măi da. Boom. Boom. Da, funcționează. Perfect. Ăsta nu contează, dar acum nu mai însparge bine. Trebuie să dau eu la o parte astea. Perfect. Iar de aici ne ducem cu câte nouă direct. Îmi pare rău Lolita Junior, ai picat acolo un pic. Bam, s-a dus și Patrocle Junior. OK. Aici va fi peste tot numai lavă. De aici începe proiectul nostru cu casa securizată. Pac, pac. Uitați-vă cât de repede mă pot mișca cu noile micunelte secrete. E prea pe. A, da, am văzut că a ieșit Ovițanu primar, chiar l-am votat. Pentru că am eu ceva planuri cu el. Ok, hai să dăm așa, așa, păi văd eu acolo, nu mă interesează momentan. Și mergem așa totuși. Bum. A, dar cred că e mai simplu de aici, așa. Pam, 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 pam. Și acolo nu contează. Hai să mergem așa momentan. Că le, le iau eu. Hop. Și uite cum mi-am făcut deja treaba. Zici de cât ar fi durat fără micunii alta secretă? Mult și bine. Bum. Aici la fel. Și mai avem câteva pe aici. E curios câți bani are Zasami, că vreau să mă îmbogățesc de la el. Cu siguranță el mă va pune să, să fac ceva contracte. Adică să asasinez ceva youtuberi pe aici. Ok, bam, bam și bam. Ok, hop. Uh, suntem imediat gata cu tranșeul nostru pentru lavă. Foarte important, norocul meu că pot muta chesturile așa. Le voi muta pe toate afară. Uite așa, hop, hop. Nu contează să le aranjez eu cine știe ce. Mă, dar nu le mai pot scoate acum? Da, le pot pune și așa, let's go. Ok, hop, hop. Îl mai luăm și pe ăsta și uite așa, acest cu cest, le voi muta eu afară. Iar după, facem și aici tranșeu, dăm casa jos, dăm toți copacii jos. Nu știu unde voi pune eu uh, calul. De fapt, știi ce? Hai să scoatem acum căluțul că mi-ar părea rău să-l pierd, chiar m-am chinuit să-l bag aici și e o șansă destul de mică să faci rost de așa ceva. Sincer Bun, o să-mi iau armura pe mine momentan ca să nu mai ocupe spațiu. Bum. Luăm căluțul și îl ducem afară. Hai căluțul, di căluțul. Ieșim pe aici cu el. Sper să, să vină să, să nu-mi piardă timpul că n-am chef. Oare putem trece pe... Bă! Putem trece peste astea, what? Ok, hai afară de aici, barbașane. O să fie destul de riscant că o să pun lavă, pentru că... Ia să vedem, iese acum. Pentru că s-ar putea să ia foc copaci de prin preajmă, dar știi ce, eu nu vreau copaci. Să sperăm că nu iau foc casele youtuberilor, că dacă vor lua foc, îi destul de nasol. Bom. Ok, hai să vedem. Deci, acum că am mutat și căluțul, Pot să dau ăstea instantaneu jos Hop, hop, hop Floare la ureche Cu ciocanul nostru Distrugem tot imediat Mai am câteva din ăstea Dar nu pot, cred că din cauza La găină Până și WC-ul trebuie să-l scot Wow veceu ul săracu Trebuie neapărat să scoatem și animalele de aici Că nu vrem să se întâmple vreun accident Doamne ferește Îl punem pe patrocle jos Mă sper să nu ia fac o pace ăștia dintre. Da, să sperăm că, că, o să fie totul în regulă. Vedem, vedem. Așa, pe aici am mai pus eu chesturile și a sosit momentul, prieteni. Bă, e un moment istoric, sincer, pentru că am casa asta încă de pe la începuturile Mine city ului Siner m-a ajutat să o fac și îmi este destul de dragă, dar a sosit momentul să dispară. Pentru că E gata, barbașanilor, o nouă eră apare. Uuuu, bă, cât de ciudat mi să, să nu mai am casa asta aici. Wow, moment istoric. Puneți minutul, minutul ăsta și scrieți moment istoric. Ai, 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 ai. Ok, 12 aia jos, de lei și păstea. Vin youtuberii, se vor speria. Ok, bun. Uh, lemnele astea cred că ar fi cazul să le scot. Trebuie să am grijă cu camera secretă, unde o las și să nu se vadă în interior, că deja se vede, practic. Așa, bun. Ăstea vin toate date jos și ăsta, bineînțeles. Și așa, și așa. cățelu, hai și tu afară. Hai, x. Hai. Haide, hai. Hai afară, mă frumosule. Bun, stai acolo. Ăstea va trebui să le mutăm puțin, eventual, nu știu. Bam, bam, lasă-mă cu astea. Pot să mut asta? Nu? Înseamnă că trebuie să-l distrug. A, uite, mi-l-o da, gata, bun. Mutăm puțin mobila pe afară, deși nici acolo cred că nu e ok. Dacă stau bine să mă gândesc. Trebuie să o mutăm la o distanță mai mare. Mamă, cum arată totul. Să vine cineva acum în oraș, se sperie. Bă, dăm tot, tot, tot lemnul ăsta jos, ca asta va arde dacă nu și nu vrem așa ceva. La fel și ăla, acum se vede baza secretă, sper să nu intre nimeni pe zonă. Hai să dormim ca să, să nu... Uh, să nu înceapă vreo furtună să ne trăznească toate ele. Ați văzut unde, văzut unde am ținut clicul, da? Bă, e și 10 seara când filmezi, și sunt obosit, doar ce am venit din vacanță și am avut chef nebun să filmez. Sunt prea obosit, iertați-mă. Bă, papagalul meu săracu. Dar mai am unul. Mai am? Da, mai am, mai am doi, cred. Îmi pare rău pentru el. Rip în chat pentru el. E, beleaua, bă. Dar n-am vrut. Un adevărat gamer doarme în camera cu calculatoarele, ok? Așa, aici vreau să dorm. Ba mai mult pot acolo? Nu pot, că nu încape. Dar uh, hai să vedem unde... Nu, no, nu, no, nu, no, acolo e cel mai bun loc. Sau aici poate? Da, aici ăsta o să-mi fie patul. Ok. Uh, hai să vedem cum ascundem noi toată nebunia asta, prieteni, că ne trebuie foarte mult dirt. Și dacă nu mă înșel, cred că am aruncat dirtul pe aici. Dacă că s-a enervat albinuța pe mine, îmi pare rău aici, trebuie să fie o casă securizată. Nu te apropia pentru că vei fi prima mea victimă din această zi. Ok, ok, tu ai vrut-o. Unde-i? Ok, a asta, asta nu a fost Cool, Culcat Tu vezi fi cu minte, da? O să fii atentă O să stai și ție ăsta Nu te... Ma! Mă și-am zis, mă Mă și-am zis, mă Am zis Doar nu credeai că te puși pe tine Stai chill Doar cu albinele am ceva Că nu mă lasă în pace Nu înțeleg că aici o să fie baza secretă o, în papagalul e în regulă. Ok. Hai că încet, încet dăm tot jos de pe aici. Uh, asta este, trebuie să muncim mult, dar eu zic că va merita. Acum hai să vedem. Asta pot să o iau să o mut? Ia. Yeah. Da, pot. Păi atunci o luăm și pur și simplu o mutăm aici în stradă. Uh, după care, astea vin și ele date jos, bineînțeles. Frigiderul, sperăm că pot să-l mut, că dacă nu îi jale. Aici am eu ăsta, nu mă interesează. Bun. Hai să vedem, frigiderul. Bă, merge. what? Cum mă? Am luat numai o parte din el, ce asta? Ok, nu văd nimic Hai să-l punem What? Mă, asta e ciudat ha. asta e lada? Sau aia e lada și ăsta e frigiderul? Mă, ce... Mă, ce am făcut aici? O, ok Cred că nu mai avem frigider <laughs> Ok, what? Mă, cum îl... Cum îl fac, dar măcar merge. Merge. What? N-am înțeles nimic. Ok, lasă-l așa. Văd eu dacă îl mai pot repara. <laughs> Rip pentru frigider. Hai să scoatem de pe proprietate și celelalte animale. Să nu cumva să le pierdem sau ceva. Uite, papagalul l-am pierdut deja. Hai, cățelul, pisica, unde -s? Hai cățelu, pisica. Unde-s? Hai, cățelul. Și unde e pisicuța? Alo? Mă, pisica nu a venit. Bun, stai să se pună asta jos. Pune-te, mă, șobolan, e jos. Șobolan de pădure ce ești. Na, s-a dus la Pink. Ok, o să se sperie Pink când îl va vedea acolo. Dar unde e pisicuța? Puteam să jur că... What? Păi asta zic, o ridicasem. Hai, vine pisica? Pisica! Mă, se teleportează sau ce face? What? Ok, asta e cea mai neascultătoare pisică ever. Eu nu pot să cred. Mă, nu vine, pur și simplu nu vine. Stai să luăm, ok, gata, au venit. Uh, da, s-a pus pe acesta automat, foarte ciudat de altfel. Bam, 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 ăsta l punem aici, perfect. Aici mai avem de dat asta jos. Pisica asta e super buguită, nu merge nici cum, bă, bă, nu vrea. E blocat aici pe baza secretă. O fi asasin sub acoperire? Se teleportează înapoi orice aș face. Nu vrea să plece de acolo. Da, nu știu, acolo va rămâne, din păcate. Să sperăm că nu va păți nimic rău. Până un alta am vrut și eu să beau o cafeluță, dar încă nu mi sete. O ținem acolo, o bem Aici trebuie să știu eu că e baza secretă. Pun un dart în plus momentan. Iar în rest trebuie să acoperim să pară totul identic. Pam, 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 pam. pam. Ok, pisica aia nu știu cum va ieși de acolo, dar sper să iasă. Hai mă, ieși de acolo, pisici? Hai. Hai după mine, te rog eu frumos. Nu vrea, bă. Deci o să rămân acolo pe veci. Da, nu știu ce să zic. E cea mai ciudată pisică ever. Aveam un lead pe aici? Da, aveam. Dacă nici cu lead nu iese, chiar nu știu ce să mai zic. Ba da, iese cu lead -ul. Ok. Hai, pisi. Stai aici, te rog eu frumos. Bom, bom. No, uite-mă că vreau să se întoarcă. What? Facem mișto. Du-te, te rog, mai încolo. Mersi. Bun. Momentan nu voi strica grădinuța pentru că pur și simplu mai avem și eu niște legume, fructe, tot ce avem pe acolo, sănătoase, bio. Ok, momentan totul pare conform planului. Îmi lipsește o bucată de gard aici, dă un colo că nu, nu, contează acum. Ok, hai să o gândim. Deci acum duc după lavă pentru că vreau să punem măcar lava Cam așa arată momentan plotul meu după ce m-am ocupat de el. Ce părere aveți? Bă, sincer, nu știu. Pe mine mă doare un pic, dar pentru ceea ce va urma o să fie ok. O să vedeți că o să merite toată șmecheria asta pe care am făcut-o. Trebuie să vedem dacă pot să pun eu așa. Să văd de aici de undeva, da. Deci cam așa arată plotul meu. Îi gol. Efectiv, îi gol. Vai de capul meu am ajuns. Dar nu-i nimic. Să vedeți ce va ieși. În episodul următor sau nu știu când oi găta toată treaba Ne băgăm la un somnic în camera noastră secretă În camera de gaming Bă, sincer mă simt cel mai bine aici Adică e exact ce trebuie Două PC-uri PC de gaming, PC de streaming tot ce vrei, pot să, să fac ce vreau de aici În primul și în primul rând mi-am golit inventarul Pentru că ne trebuie una bucată crafting Să vezi că nu mai am una mără de crafting pe aici Bă, mi le-am luat pe toate Ok, și hai să începem să facem găleți. Ne trebuie foarte multe găleți. Să aducem lavă eventual. What? Ok, asta e tare. Putem face lavă fake, dar nu vreau lavă fake. Vreau lavă reală. 22 de găleți sunt suficiente? Nu. Vreau... Câte vreau? 46 ne sunt suficiente? Nu. Câte vreau? 68 de... Cred că da, ok. <laughs> hai să mă opresc totuși. Și vreau să plec cu avionul să încerc să găsesc ceva lavă. Înainte de asta, aș vrea să băgăm niște combustibil, că nu se știe cât timp mai avem pe acolo pe la benzinărie. Hai să văd, ne luăm și zborul. Da, ne luăm. Pompă, văd că nu mai este sus, așa că sus. Hai să vedem aici. Ne putem descurca? Mai e ceva, ceva combustibil? 000 what? Toate sunt pe 0, mă? Da. Absolut toate sunt pe zero. Deci trebuie să avem mare, mare grijă. Pentru că mai avem doar 4000 combustibil. Ok, hai să vedem. Cum arată plotul meu de deasupra? Cam așa. Mamă, în ce fel va arăta cu lava aia ciudată acolo. Ok, acum cum găsesc eu lavă, prieteni? Oare... Ia stai un pic să... Mamă, ce lag. Bun, avem o zonă cu lavă. Nu știu dacă o să fie suficient acolo. Probabil că nu. E chiar foarte aproape. Am pus checkpoint pe hartă. Este la 200 de blocuri. Yay! Dacă ne ajunge lava de aici. Uite, lava e chiar și acolo. Am văzut-o. Bun, hai să atrizăm aici, atrizarea de urgență. Și hai să vedem câte găleți putem umple cu lavă. Nu prea multă lavă, dar să sperăm. Haide. Cât o fi aici oare? Mamă, atât de puțină, nu pot să cred. Una și asta de nimic pentru început este chiar, chiar ok. Hai să vedem cât mai am loc. Ar trebui să cam pun eu gălețile pe care le am momentan. Ok. Și hai să vedem. Bă, dar nu-i nu, -i, nu -i chiar atât de rău pe cât mă așteptam de când am luat în prima secundă. Da. Cam asta e. M-am aruncat în lavă. nu e nimic. Ok, avem apă aici. Bun, iar găleți cu lavă. Avem momentan destul de multe. Hai să mergem până acasă să le folosim și mai vedem dacă mai avem nevoie. Unde mi-a lăsat avionul? A, uite l După ce am ciordit toată lava, efectiv, ne întoarcem la noi acasă. O să punem avionul în parcare frumos, să nu ne încurce. Și hai să vedem, avem 26 de găleți cu lavă. Momentan o să pun lava în mijloc sau să o punem în capăt, să știm o treabă. Nu știu câtă trebuie să pun. Um. Hai să punem în mijloc și să lăsăm un spațiu liber. Ok? Să vedem cum ar arăta așa. Dacă e suficient în moment... Nu mai știu unde am pus. În fine, punem pe mijloc, prieteni. Și apoi vedem ce iese. Ok. Ăstea le putem strânge așa. Ăstea le punem repede. Și hai la job. Asta înseamnă Job. Bun, mai lăsăm câte una, mai lăsăm. Bun, bun. Da, se vede deja că nu e suficientă. Dar va trebui să facem noi ceva ture ca lumea. Sper că nu ia Mamă, ia foc totul, ia foc iarba pe aici. Am înnebunit. Ei bine, asta este. Ce ia foc, ia foc. Bă, dar nu și eu. What? Nu vreau să mor așa. Mamă, o să fie destul de riscant cu lava asta, sincer. Trebuie să-mi iau eu o măsură de precauție, că totul e în regulă. Ok, bun. Mai avem astea 3. Bun, bun și bun. Ok. Trebuie să fie cea mai securizată casă din univers. Bum. Și cum să securizez decât cu lavă? Bă, dar eu chiar mă omor. Bun, hop. Mamă ce se extinde focul, prieteni. O să fie jale. Jale, jale. Aici facem bam, bam, bam. Ok. Hop. Hop. Boom. Boom. Am adus lavă peste tot prin Mine City acum. Focul ăsta se va opri el, Doamne ajută. Mă, peste... N-are cum să sară, cred eu, să ia foc pădurea, nu? Hmm. Chiar nu știu. Chiar nu știu. Eventual să mai pun eu încă un rând din ăsta, știi? defensuri, vedem. Sincer să fiu cu voi, nu mi-pot permite riscul să ia foc pe aici Mine City. așa că am o altă idee. În primul și în primul rând, am securizat zona, am pus dirt peste tot, să nu ne riscăm, vedeți, se vede frumos. Hop. Stai că nu, nu prea se vede calumia. În fine, ați văzut. Se vede în spate dirtul și toată nebunia. Uh, voi merge până la X-ul acesta Sper să nu dureze mult Și că mai rămân cu combustibil Că dacă nu-i jale Trebuie să luăm nisip, uh, cactus Și punem un zid de cactus Iar uh, după zidul de cactus vine lava Ceea ce e dublă securitate Și mai vedem de acolo Mai aici e cumva zăpadă What? Mă, eu nu înțeleg what Credeam că ăsta e nisip Wow, ce acolo? Wait, what? Mă, ce e aici? A cui e casa asta, prieteni? Mă, eu am venit aici să ca un nisip. A cui e casa asta? Wait a minute. What? Ok, prieteni. <laughs> Hai să ne punem arma în mână. Că nu se știe niciodată. Mă, ce nebunie asta. Cu pe pereți. Ok. Îmi spuneți și mie, vă rog, cu e casa asta? Sau ce se întâmplă? Uh, da, mai bine plec să nu mă prindă cineva pe aici pentru că nu mai sunt polițist și nu prea vreau să, să mă pun rău cu alții, deși, na, poate cu unii ar trebui. Mă, da, ca să ajung eu trebuie să vin până aici ca să ajung la nisip. Ceea ce -i... Șocant de mult. Știu că o la, dar nu mai aveam șanse oricum. Mă, numai să nu-mi strice avionul, că în rest e perfect. Bun. Hai să vedem. Dacă mă duce combustibilul. Uh, până unde am zis eu că vreau să merg? Până la D. Până la D avem... Cât avem? 2900. Nu. Nu mi ajunge combustibilul. Wow. Asta înseamnă că sunt nevoit să fac o șmecherie pentru că am fost șeful poliției atâta timp încă am cheia de la avion. Ia să vedem, are combustibil, da, totis. Bun, acum să sperăm că nu vine nimeni în oraș și să mă întrebe, mai ales vreun polițist, adică Silent Lucas sau... Uh, mama, asta e școala, m-am speriat. Credeam că nu știu construcția. Sau Insanity. Uh, da, ne vedem acolo la nisip. Și lagul ăsta mă, mă distruge. Până ajungem frumos la nisip, mai luăm niște lavă. Voi avea nevoie de și mai multă lavă, bineînțeles. Și dacă tot am găsit balta asta de lavă, aia s-o dus. De ce să nu profităm? Hop, hop, punem aici și mai luăm tot ce a rămas. Probabil golesc și balta asta. Doamne, înseta de lavă. Arunc cu ăstea, n-am probleme. Hop, 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 hop. Și mai luăm câteva, câte mai putem și noi. Ok, mai luăm de aici și suntem full. Ei! Păi și unde mai pun eu nisipul și toate cele? Hai să mai facem așa. Mai facem așa. Ce mai aruncăm? Mai aruncăm ăla, ălea. Bun. Cât de cât cred că avem loc. Am ajuns unde voiam. Îmi trebuie doar lopata și hai să vedem cum strângem noi aici. Oi, oi, oi. Nisip și tot ce înseamnă cactus prea easy. Îmi trebuie mulți cactusi. De fapt, nu trebuie chiar atât de mulți pentru că doar pun câte unul și el va crește fără probleme. Momentan am 5. Îmi trebuie măcar vreo, nu știu, vreo 40 să fie treaba treabă, că după aia tot înmulțesc. Deci nu trebuie să am din prima tot ce trebuie, ușor, ușor. Așa că strâng ceva nisip și ceva cactus și revin. Și avem suficient 55 cactus, 586 nisip, hai înapoi acasă. Și să terminăm măcar partea asta așa de intrare Sau poate lăsăm așa nu noi... nu! Ok, cred că o să se întrebe Cineva de ce e atât de stricat avionul Dar nu vrea să urce, mai ceva lag Bine că nu s-a distrus, doamne ajută Era să o pățesc A, Da, dacă se întreabă cineva cum de este avionul atât de stricat Spuneți că L-am găsit eu stricat și că l-am pus acolo și că probabil l-am zgriat și eu pe drum și că nu-i problemă, plătesc reparațiile Doamne bine că nu s-au distrus de tot, că eram, mamă, 500 de năsoși și pașpa erau Dacă își mai iau un singur hit avionul ăsta, îi rip Îl punem aici, băi dar lagul ăsta, nu înțeleg, uite-te și tu Din cauza lagului nu mai înțelegi nimic și tocmai din cauza lagului l-am și băgat în, în acel cactus Pentru că ce să vezi, nu voia să uh, să crească altitudinea N-aveam cum, n-aveam ce să-i fac Pur și simplu mergea drept Cred că se va speria Bobo Spider de ce fac eu pe aici O fugit O fac o cale întoarsă, mă Doamne Ok, deci ce încerc eu aici? Să pun cactusii pe două rânduri Vedem ce iese. Lava trebuie să o dăm cât mai în spate ca să nu afecteze ceilalți jucători și să sperăm că îmi rămâne și mie loc pentru diverse. Da. Să se vadă clar că unde am pus eu nisipul nu este de fapt gardul. Gardul este una mai încolo, dar nu pot să pun gard din cauza cactusului. Vedem cum facem. Bun, totul este în șantier aici, ne vedem în episodul următor, voi mai munci puțin până în episodul următor să fiu sigur că lava asta nu iese a Iuria. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată, nu uitați de like-ul la blană, subscribe-ul la blană, clonțopelu dacă vreți să finalizăm acest proiect. Prima oară trebuie să facem tot ce înseamnă apărare, iar după facem casa securizată cu uși, mechere, cu tot ce trebuie. Sper că v-a plăcut! Eu am stat undeva la o oră și ceva să mă duc să caut materiale, să toate cele, să distrug, să mă duc până la magazin, să tot ce ați văzut voi aici, deci aș aprecia like-ul vostru. Toate cele bune! șpa-șpa, asasinul plătit, vă salută! Nocivanu, detectivu!